Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri de astăzi. Primele vești bune, greva angajaților STB s-a terminat, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă ridicarea restricțiilor de călătorie și a certificatului verde. În aceeași notă pozitivă, Rusia ne asigură că nu va opri livrările de gaze către Europa, iar bucureștenii vor avea parte de parcuri noi de anul acesta. Rămâneți cu noi la Link News. Angajații Societății de Transport București au decis suspendarea acțiunii de protest și reluarea activității după 5 zile în care transportul public din București a fost blocat. Sindicatul Transportatorilor din București a preluat problematica ridicată în această perioadă și va face demersurile către autoritățile decidente în vederea rezolvării acestora. Potrivit datelor furnizate de directorul general al Societății de Transport București, Adrian Criț, azi dimineața la ora 6 erau pe traseu 1287 de vehicule dintr-un total programat de 1394. Ieri s-au împlinit 163 de ani de la Mica Unire. Între sudul și estul țării se mențin diferențe economice importante, reflectate inclusiv în salarii. Regiunea de sud are tendința de a produce mai mult și de a acumula venituri mai mari. Din punctul de vedere al impactului asupra PIB-ului, regiunea de sud produce aproape jumătate din produsul intern brut național. Raportându-ne tot la PIB, cel mai relevant indicator pentru a vedea puterea economică a regiunii de sud este PIB pe cap de locuitor. Dacă media națională este sub 9.000 de euro, în regiunea de sud acest indicator atinge ușor valoarea de 15.000 de euro. Din punct de vedere al salariului mediu net, în Moldova, acesta este de aproximativ 3.000 de lei, iar în Muntenia de aproximativ 3.400 de lei. Chiar dacă probabil și atunci și mai mult ca sigur acum există diferențe economice relevante între cele două regiuni, românii nu fac diferențe când sărbătoresc împreună Mica Unire. O statistică la nivel european indică faptul că Bucureștiul are cea mai mică suprafață de spații verzi pe cap de locuitor. Pentru a rezolva această problemă, primarii de sector din capitală își propun amenajarea unor noi parcuri până în finalul acestui an. Dintre toate sectoarele, cel mai rău stă sectorul 6. Există totuși un proiect de amenajare a unui parc cu o suprafață aproximativă de 4 hectare și jumătate, pe care primăria vrea să construiască o oază de verdeață și un spațiu de relaxare pentru bucureșteni, dotat atât cu spații de joacă pentru copii, cât și cu terenuri de sport. În privința sectorului 5, primăria intenționează să dezvolte un parc tematic pe o suprafață mult mai mare, iar în sectorul 1, edilul Clotilde Arma vrea să amenajeze o zonă de promenadă în jurul lacurilor Străulești, Băneasa și Grivița. Investiția este evaluată la peste 150 de milioane de lei, o parte din bani provenind din fonduri europene. Cel mai dezvoltat sector din perspectiva spațiilor verzi rămâne în continuare sectorul 3. Anul acesta începe construcția primelor sectoare ale autostrăzii care leagă Muntenia de Moldova, anunță ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Este vorba despre A7, ruta Ploiești-Focșani, care va fi și începutul primei autostrăzi din Moldova. Sunt primii pași concreți pentru unirea Munteniei cu Moldova prin infrastructură rutieră modernă, scrie ministrul pe Facebook. Ministrul transporturilor precizează că pentru cele 3 loturi ale secțiunii Ploiești-Buzău, de 63 de kilometri, urmează să fie semnate contractele. Pentru secțiunea Buzău-Focșani de 82 de kilometri a fost aprobat proiectul tehnic, iar lansarea în licitație a contractului pentru construirea acestei secțiuni a intrat în linie dreaptă. Indicele de percepție a corupției 2021, publicat ieri de Transparency International, arată că, în ciuda angajamentelor luate la nivel oficial, 131 de state din cele 180 analizate nu au făcut progrese semnificative în combaterea corupției în ultimii 10 ani. România nu face excepție. Cu doar 45 de puncte din 100, România rămâne în rândul celor 3 mai corupte țări din Uniunea Europeană, alături de Ungaria, 43 de puncte, și Bulgaria, 42. În indicele de percepție a corupției este întocmit prin acordarea de puncte de la 0 la 100, în care 0 înseamnă foarte corupt, iar 100 deloc corupt. Percepția cu privire la corupția din sectorul public din România este neschimbată de 10 ani. Din analiza Transparency International reiese că pandemia de COVID-19 a dat guvernelor ocazia să-și extindă puterea executivă, să ascundă informații publice și să restrângă din drepturile cetățenilor. În România, unul dintre cele mai vulnerabile
vulnerabile domenii a fost cel al achizițiilor publice, cu efecte implicite asupra transparenței cheltuielilor banilor publici făcute în pandemie. Elveția, Norvegia, Israel și Danemarca se află în primele 10 cele mai scumpe țări din lume dacă ne referim la indicele costurilor de trai potrivit calculelor și estimărilor platformei Nubeo pentru anul 2022, care listează 139 de țări de pe cuprinsul globului. Luând în calcul costul de trai doar din țările Uniunii Europene, România este cel mai ieftin stat, ocupând locul 102 în top, sub Bulgaria, Polonia și Ungaria. Pe locul întâi în clasamentul general se află insulele Bermude, urmate de Elveția, Norvegia, Islanda, Barbados, insula Jersey și Israel. Celelalte mari puteri occidentale urmează imediat după top 20, SUA, Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. Ultimul loc din Uniunea Europeană la costurile de trai în ceea ce privește țara noastră nu este decât o jumătate a paharului, pentru că la acest indicator trebuie luat mereu în calcul care este puterea de cumpărare a veniturilor locale, adică salariul net. Cu alte cuvinte, populația unei țări nu este neapărat atât de avantajată de costurile mici ale vieții pe teritoriul său, dacă și veniturile sunt printre cele mai mici. Acest lucru este ilustrat de faptul că România, deși beneficiază de un coeficient al indiciului de trai mai mic decât toți vecinii din Uniunea Europeană, bifează simultan și de un coeficient mai slab al puterii de cumpărare decât aceste țări. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ridicarea sau relaxarea interdicțiilor legate de călătorii, pentru că acestea nu oferă o valoare adăugată și contribuie în continuare la stresul social și economic din diferitele state. Astfel, OMS consideră că implementarea interdicțiilor generale de călătorie nu este eficientă în suprimarea răspândirii virusului la nivel internațional și ar putea descuraja raportarea transparentă și în timp util a variantelor emergente. Contextul în care vine această afirmație este dat de faptul că noua variantă a coronavirusului, Omicron, nu creează forme grave de îmbolnăvire, mai ales la persoanele vaccinate, deși este foarte contagioasă. Impactul asupra economiei a fost motivul pentru care și ministrul de finanțe din Israel a precizat acum câteva zile că lucrează pentru a anula certificatul verde. Și în Marea Britanie, săptămâna trecută, premierul Boris Johnson a anunțat că se vor ridica măsurile de restricție începând din această săptămână. Există totuși state în Europa care vor să implementeze vaccinarea obligatorie, Cehia și Austria, la fel cum există state care sunt închise din punct de vedere al călătoriilor cu caracter turistic, precum Finlanda, Statele Unite sau Australia. Comitetul OMS, prezidat de francezul Didier Husson, a modificat și una dintre recomandările referitoare la campania de vaccinare în lume. Experții solicită comunității internaționale să facă astfel încât 70% din populația tuturor țărilor să fie vaccinată la începutul lunii iulie 2022 și ca vaccinarea împotriva COVID-19 să fie integrată în serviciile de sănătate de rutină. Kremlinul a respins temerile că Rusia ar putea închide robinetul de gaz către Europa în cazul unor sancțiuni din cauza consolidării trupelor sale la granița cu Ucraina. Rusia și-a îndeplinit impecabil obligațiile din tratat în cele mai dificile momente de confruntare între Est și Vest, a declarat ieri la Moscova purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, potrivit agenției Interfax. Kremlinul a răspuns astfel unor informații din presa europeană, potrivit cărora ar putea fi iminentă o înghețare a furnizării de gaze. Peskov a catalogat aceste informații de isterie și insinuări. Occidentul a amenințat Moscova cu consecințe în cazul în care Rusia invadează Ucraina, dar Rusia neagă că are astfel de planuri în ciuda acumulării de trupe. Boris Johnson, premierul Marii Britanii, nu mai este pe placul scoțienilor. Aceștia au protestat pe străzile din Glasgow și au cerut organizarea unui nou referendum pentru independența Scoției. Ultimul referendum de acest tip a fost organizat în 2014, iar rezultatul a fost unul covârșitor pentru a rămâne alături de Marea Britanie. În schimb, de atunci, odată cu Brexitul, tot mai mulți scoțieni au acumulat nemulțumiri vis-a-vis de modalitatea în care administrația de la Londra conduce Regatul Unit. Situația este puțin delicată, având în vedere faptul că pentru a se putea organiza un referendum de acest tip, scoțienilor le trebuie aprobarea guvernului de la Londra, deci implicit și a lui Boris Johnson. Rămâne de văzut dacă solicitările lor vor fi analizate de guvern și dacă această tendință separatistă va prinde rădăcini mai adânci în Regatul Unit.
Duminică, pentru prima dată în istorie, Papa Francisc a acordat ministerele laice de catehet și lector unor femei. Ministere ce au fost conduse de facto de femei anterior, dar fără o recunoaștere instituțională. Suveranul pontif a conferit ministerele în cadrul liturghiei celebrate în Bazilica Sfântul Petru, prilej cu care, într-o posibilă referință la rezistența la schimbarea unor conservatori, i-a criticat pe cei care au nevoie de reglementări rigide și de mai multe reguli pentru a-L găsi pe Dumnezeu. Nu este prima dată când Papa Francisc are astfel de viziuni reformiste cu privire la rolul femeilor în stat. Vaticanul a subliniat însă că aceste roluri nu sunt un precursor al hierotoniei femeilor drept preoți la un moment dat. Biserica Catolică susține că doar bărbații pot fi preoți, întrucât Iisus a ales doar bărbați pentru a-i fi apostoli. Sunt Andrei Grușanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!